Prin intermediul unei videoconferințe, reprezentantului guvernului în teritoriu, Claudiu Teodorescu, i s-a comunicat că începând cu data de 1 noiembrie, iarna își va intra în drepturi în zonele de munte. După data de 1 noiembrie, în zonele montane, se îndeplinesc condițiile pentru căderile de zăpadă, adică noaptea o să avem temperaturi sub 0 grade și tocmai de aceea colegii domn primar din zonele montane trebuie să fim atenți pentru a fi pregătiți în această zonă. În schimb, condițiile la nivelul țării, și aici vorbesc la nivelul țării, condițiile de iarnă se pare că o să înceapă a fi după data de 20 noiembrie. În decembrie, temperaturile vor scădea sub 0 grade Celsius. De asemenea, ne-a mai fost anticipativ, așa cum spunea și domnul director Sandu de la ANM, ne-a fost furnizat că în luna decembrie, informația că în luna decembrie este posibil să avem temperaturi mai scăzute decât media anuală. Mi se pare că s-ar putea să avem în decembrie o lună destul de friguroasă. Din ianuarie, februarie, martie, temperaturile avem posibilitatea să-i revină. În schimb, sunt preconizări anticipative. Tocmai de aceea, ca de fiecare dată, să fim pregătiți. Asta aveți exercițiul din anii anteriori, când atunci, de fiecare dată, când am avut mai ales segmente cu zone vulnerabile, am reușit să le depășim. Pentru ca sezonul rece să nu le ia prin surprindere, autoritățile se mobilizează încă din această perioadă.